Atleții de la Clubul Sportiv Mușcel Câmpulung, antrenați de profesorul Lucrețiu Teodorescu, se pregătesc intens în această perioadă în propria bază sportivă, mărșăluind pe tartanul de pe pista stadionului. Da. 2019 a fost un an bun pentru secția atletism de la CS Mușcel, care a adunat 26 de medalii în competițiile naționale de marș, având și participări la campionatele europene și balcanice. Totodată, 4 dintre sportivii mușceleni, Ionuț Dumitru, Gabriel Miloș, George Miloș și Carlos Neag, sunt componenți ai loturilor naționale de juniori. În acest an, campionatul național de marș, primul concurs oficial, este programat luna viitoare, pe 22 februarie, la Craiova, acolo unde, pe lângă o serie de medalii, obiectivul antrenorului Teodorescu este și acela de a califica sportivi la campionatele mondiale ce se vor desfășura la Minsk, în Belarus.